În urmă cu 3 decenii și jumătate, Iranul a devenit Republica Islamică după ce șahul Mohammad Reza Pahlavi a fost alungat de manifestanți. Demonstrația anti-americană și anti-Israel are loc în ciuda unei schimbări pe scena politică, petrecută odată cu venirea la putere a președintelui Hassan Rouhani, care a arătat o mai mare deschidere în ceea ce privește negocierile cu Occidentul. Mai mulți manifestanți au purtat pancarte prin centrul capitalei cu mesaje adresate Statelor Unite, precum "Suntem nerăbdători să aflăm avantajele negocierilor" sau "Jos Statele Unite". Textele au fost de asemenea însoțite de imagini cu liderul de la Casa Albă, Barack Obama, încătușat și îmbrăcat în haine de pușcăriaș. Supus unor aspre sancțiuni economice, Teheranul a dezvoltat un controversat program nuclear. Oficial, programul are scopuri civile, dar Occidentul bănuiește că este doar un paravan pentru încercările de fabricare a bombei atomice. Abia acum 3 luni, Iranul a acceptat să suspende activitățile nucleare sensibile în schimbul unei relaxări a sancțiunilor. Este doar un acord temporar, iar negocierile pentru încheierea unui acord definitiv continuă.